Dumneavoastră, da. Pentru ce participați în acest curs prezidențial? Ca să ce? Eu sigur particip în acest curs, nu ca participant, așa cum o fac 70-80% din cei care au declarat candidat. Eu particip în acest curs nici nu pentru doar a învinge pe Maia Sandu. Eu particip în această cursă deoarece sistemul construit în, creat în Republica Moldova, construit în ultimii 30 de ani, trebuie să fie distrus. Eu particip în această cursă ca să înving și să distrug sistemul. Dar pe bune, dar de ce majoritatea participanților în această cursă prezidențială, cu jumate de voce, recunosc public că miza lor, de fapt, sunt parlamentarele din anul 2025? Adică ei public, eu, de ce dracu să mai candidez dacă știi că pierzi? Domnul Gonța, asta m-a auzit și eu de la mulți participanți. Și cu părere de rău, asta este fața reală a politicii moldovenești. Adică când unii politicieni spun că, băi, eu trebuie să particip deoarece... Să mă vadă mama sa la televizor. Nu, nu spun așa. Avem și de aștia, dar nu. Așa care chiar pentru asta merg, avem și de aștia. Care spun că, băi, eu merg de atâta că a să-mi pierd electoratul. Eu trebuie să le fac în contest drive la ei de la partid să văd cum lucrează pentru... Parlamentarii 2020, ce înseamnă test drive? Voi faceți pe țară test drive? Voi mergeți azi în cursuri? Deoarece în manualele propuse de unii politehnologi și scris că trebuie de participat în orice alegeri? Da, în politică este adevărat că un partid sănătos trebuie să participe în toate tipurile de alegeri. Numai că la noi 90% din partide înregistrate astăzi la ASP sunt partide la care există doar denumirea. Și nu s-a făcut regulă în acest domeniu, nicât încă au promis mai multe guvernări să o facă și pe asta. Și ce o să faceți dacă o să pierdeți prezidențialele, domnul Satri? Domnul Gonță, eu nu contează care este rezultatul. Eu ne-am asunat niște obiective pe care trebuie să le obțin. Am declarat de mai multe ori că scopul meu principal este faptul că eu vreau să trăiesc acasă și nu-mi este tot una cine și cum ne conduce.